E foarte posibil să fie oportună cooptarea UDMR la guvernare. Consider că ar fi oportună cooptarea UDMR-ului, în primul rând pentru că vreau să dau sentimentul cetățenilor români de etnie maghiară că sunt parte a acestui popor, acestei țări și sunt coresponsabili cu noi pentru buna guvernare a țării. Da, sigur că alte considerente politice particulare pe care UDMR-ul le are, le respect și ei sunt singurii care vor decide oportunitatea participării la guvernare. Din câte am văzut, dacă am receptat corect semnalele, am înțeles că nu se dorește acest lucru și sigur că respectăm punctul de vedere. Dar acum discutau colegii noastre din PSD despre această cooptare a UDMR la guvernare, adică faceți o ofertă concretă? Nu, n-am discutat acest lucru.